Continuăm seria de materiale privind aventurile urbane din municipiul Piatra Neamț. De mai bine de 2 luni, o porțiune de trotuar care a trecut prin mâinile maestre ale unei firme de construcții din zona Liceului de Artă Victor Brauner a rămas nefinalizată după ce s-au efectuat lucrări de îngropare a rețelelor de cabluri de telecomunicație. Pietonii care au curajul să tranziteze zona au învățat deja reguli noi de acordare de prioritate pe trotuar, deoarece diferențele de nivel și spațiul îngustat nu permit ca 2 oameni să treacă unul pe lângă celălalt fără să își pună în pericol integritatea corporală. Pentru a înțelege cât mai durează până ca autoritățile să-și facă datoria și să-i atragă atenția constructorului că își desfășoară activitatea într-un oraș care are compartiment specializat în primărie, atent la nevoile populației, am obținut un punct de vedere de la serviciul de comunicare. În zona respectivă se derulează 2 proiecte ample. Primul proiect este a unei firme private și constă în lucrări de construire a canalizației de telecomunicații, iar cel de-al doilea proiect este la municipalității, respectiv implementarea unui sistem inteligent de management al traficului. Din cauza îngustimii spațiului de acolo, cele 2 proiecte s-au suprapus și, într-adevăr, unele lucrări au suferit întârziere. Avem promisiunea constructorilor că, dacă și vremea o va permite, de luni se va trece la refacerea trotuarului.